Județul Mehedinț este într-o continuă dezvoltare în toate domeniile. De această dată vorbim despre Comuna Șovarna, acolo unde cetățenii se pot bucura de o nouă investiție extrem de importantă. Vorbim despre un sistem de alimentare cu apă pentru locuitorii comunei, un obiectiv foarte important finanțat cu fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Acum de sora mașină! Faptul că Mehedințul are peisaje naturale de o frumusețe unică știam deja, însă tot peisajul este încununat cu atât mai frumos cu cât infrastructura rutieră a județului este la standarde europene și asta prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinț, Radin Georgescu. Însă investiții se fac în toate domeniile și în toate comunele județului nostru. De această dată vorbim despre Comuna Șovarna, acolo unde cetățenii se pot bucura de o nouă investiție extrem de importantă. Vorbim despre un sistem de alimentare cu apă pentru locuitorii comunei. S-a finalizat în Comuna Șovarna procedura de recepție la terminarea lucrării a proiectului finanțat prin Anghel Saligny de alimentare cu apă a Comunei Șovarna. Este o mare realizare a domnului primar Prundeanu Constantin, pe care îl felicit cu această ocazie, și este o mare bucurie pentru locuitorii Comunei Șovarna, în condițiile în care aici era o mare problemă, lipsa apei, și acum peste jumătate din gospodăriile acestei comune sunt deja branșate la rețeaua de alimentare cu apă, urmând ca celelalte să fie branșate în perioada următoare, o lună, maxim două luni de zile, în condițiile în care primăria Comunei Șovarna a obținut finanțare în etapa a doua a Planului Național de Investiții Anghel Saligny pentru realizarea acestor branșamente. Ieri a fost încheiată procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă în Comuna Șovarna, un obiectiv foarte important pentru oameni finanțat cu fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Primarul Comunei Șovarna, Constantin Prundeanu, a obținut fonduri în ambele etape ale programului, astfel că pe lângă realizarea sistemului, se execută și branșamentele. Jumătate din gospodării au fost deja branșate, urmând ca pe parcursul lunii viitoare să se facă racordurile și pentru cealaltă jumătate. Sunt foarte fericit că acest proiect de alimentare cu apă a fost finanțat prin proiectul Anghel Saligny. Sprijinit de domnul președinte Aladin Georgescu, am ajuns să alimentăm Comuna Șovarna cu apă potabilă, conform chimic și bacterian. Locuitorii se bucură că au apă în fiecare gospodărie. Am făcut serviciu pe lângă primărie și nu doresc să predau această lucrare SECOM-ului, deoarece este o investiție făcută pe plan local, iar locuitorii comunii au bucuria să iau apă și la un preț mai onorabil. Pe mediu am prins un proiect care așteaptă recepția finală, să o depunem pentru încheierea contractului pe canalizare cu fose ecologice inteligente plus alimentarea cu apă a satului Păpești. Vom avea o comună modernă cu toate condițiile necesare. Valoarea lucrărilor realizate pentru ca oamenii să aibă apă la robinete este de 10 milioane de lei fonduri guvernamentale, pentru că din parteneriatul primărie, Consiliul Județean Guvern, cei care au de câștigat sunt cetățenii. Astăzi ne-am deplasat pe amplasamentul investiției alimentare cu apă în Comuna Șovarna, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedinț, și am văzut una dintre cele mai importante investiții care s-au făcut în Comuna Șovarna, una așteptată de locuitorii comunei de foarte mult timp. Cetățenii sunt extraordinar de încântați și sunt foarte fericiți pentru că în sfârșit nu se mai deplasează cu fel de utilaje la izvoarele din sat și au apa la o simplă deschidere a robinetului. Acest obiectiv de investiție era extrem de dorit de către locuitorii comunei și totodată extrem de necesar. Primarul Comunei Șovarna, Constantin Prundeanu, a ascultat doleanțele cetățenilor și iată că astăzi există apă la robinetele cetățenilor din Comuna Șovarna. Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Radin Georgescu, l-a susținut de fiecare dată pe primarul comunei, pentru că doar împreună nivelul de trai al comunelor mehedințene va crește, iar condițiile vor fi la standarde europene prin realizarea acestor obiective de investiții atât de importante.